Sunt Carmen Siminic și vă spun bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Un plus pentru educație. Școala cu clasele 1-8 Iona Gârbiceanu din Alba Iulia a sărbătorit săptămâna trecută împlinirea a 40 de ani de la înființarea instituției de învățământ. Primele manifestări dedicate acestei aniversări s-au derulat în cadrul școlii, unde foști și actuali profesori, dar și elevi, s-au reîntâlnit pentru a depăna amintiri care i-au păstrat de-a lungul anilor aproape de această școală. Cancelaria școlii a fost locul de întâlnire, iar doamna profesoară Mariana Maierescu, director adjunct al școlii, a deschis în mod oficial seria activităților cultural-sportive dedicate frumoasei aniversări. Vă invit să o ascultați! Doamnelor și domnilor colegi, dragi elevi, îmi revine plăcuta misiune de a vă adresa dumneavoastră, participanților la această manifestare, tradiționalul bine ați venit. Ne bucurăm că ați rupt din timpul dumneavoastră prețios să ne onorați, să fiți alături de noi la acest moment aniversar special, 40 de ani de existență acestei instituții de învățământ. Manifestarea de astăzi deschide seria activităților cultural-artistice și sportive dedicate acestei aniversări. Printre activitățile prevăzute să se desfășoare în această perioadă, se numără simpozionul național Iona Gârbiceanu și scriitorii ardeleni, ediția 3-a, de asemenea concursul tematic Iona Gârbiceanu și Lucian Blaga, părinții ai literaturii române, care va avea loc între elevii claselor a 6-a, editarea revistei Mărturisiri, numărul 11, revista școlii noastre. S-a desfășurat și o excursie la Muzeul Bruckenthal și Muzeul Astra din Sibiu cu elevii, care au obținut rezultate deosebite la concursurile școlare în acest an școlar. Și, de asemenea, au avut loc și au în continuare întreceri sportive, activități distractive, concursuri. Seria activităților noastre se încheie cu un spectacol aniversar sub genericul Bucuriile copilăriei, realizat de elevii noștri la Casa de Cultură a Sindicatelor, joi, după masa, la ora 5, și vă invităm, dacă aveți timp, să participați la acest spectacol. Apreciem că avem astăzi printre noi reprezentanții ai Inspectoratului Școlar Județean, ai Consiliului Local, ale unor instituții culturale, foști directori, profesori, foști absolvenți, actuali colegi, părinți, elevi, cărora le mulțumim din suflet pentru prezența lor. Îmi doresc să depunem amintiri, să trăim împreună momente de bucurie legate de anii de școală, de emoția revederii după atâți ani. Îmi doresc ca astăzi să fie o întâlnire de suflet. Cei 40 de ani de existență a școlii noastre se datorează tuturor celor care prin muncă și dăruire și cu ajutor de la Dumnezeu au educat generații de elevi. Vădit emoționat, actualul director al școlii cu clasele 1-8 Iona Gârbiceanu din Alba Iulia, domnul profesor Gheorghe Cărpinișan, a trecut în revistă evoluția, rezultatele, dar și personalitățile care au marcat de-a lungul anilor această instituție de învățământ. Vă propun să-l urmăriți și pe dânsul. Am venit în această școală cu emoția pe care ți-o creează prestigiul și recunoașterea unanimă a unui colectiv didactic valoros și competitiv, dar cu convingerea că voi arăta ce pot și voi fi apreciat de colegi și elevi. Am amintiri, gânduri și imagini neșterse din acești ani. Am muncit cu drag și dăruire alături de ceilalți, din dorința de a adăuga noi trăsături distincte acestei școli pe care o iubesc și de care sunt mândru. Obiectivul primordial al activității școlii cu clasele 1-8 Iona Gârbiceanu este în continuare calitatea științifică, substanța intelectuală a actului didactic, pornind de la formarea conștiinței de către toți cei care, peste un univers confuz, construiesc un univers armonic. Prin activitățile diverse organizate cu ocazia sărbătoririi a 40 de ani de la înființarea școlii,
de învățători și profesori împreună cu elevii, deci vorbesc de activități, dorim să aducem un omagiu și mulțumiri tuturor acelora care de-a lungul anilor au contribuit la consolidarea și sporirea prestigiului școlii noastre. Aducem prin os de recunoștință celor care au organizat și vegheat la înființarea școlii și la buna desfășurare a procesului de învățământ. Directorul acestei școli, profesor Ciobotă Georgeta, de la înființare până în 72-75, profesor Balin Petru, 75-81, profesor Constant Traian, 81-86, profesor Meseșan Olga, 86-89, Turcu Emil, 87-88, profesor Muntean Nicolae, 1989-1997, învățător Nistor Ștefan, 1989-1993, profesor Bocșa Doina, 1993-1997, profesor Morarana, 97-98, profesor Vințeler Alexe, 98-2001, profesor Beligăr Felicia, 2001-2005, profesor Maierescu Mariana, din 2005 până în prezent. Cu ocazia aceasta am dezvelit și o placă de marmură comemorativă pe care sunt trecuți toți directorii și anii în care au condus această instituție. Așa cum învățământul românesc a fost remarcabil dintotdeauna, din oameni bine pregătiți, deoarece dascălii și-au pus în slujba lui toate cunoștințele și întreaga dăruire, la fel și țelul nobil al fiecărui dascăl al școlii Ioana Grăbiceanu a fost și este acela ca elevii săi să devină mai buni cetățeni, capabili să-și asume responsabilități. Școala urmărește să-i determine pe elevi să continue să învețe pe parcursul întregii vieți și promovează valorile umane și sociale. Am avut bucuria să descopăr aici dascăl adevărat, ce știu să se risipească în elevii lor și, mai ales, prieteni adevărați. Am putut recunoaște aici și profesioniști ai catedrei și oameni dedicați înăuntru lor. De asemenea, s-au derulat de-a lungul anilor numeroase activități didactice extraordinare, menite să contribuie la creșterea calității actului didactic, urmărind o continuă perfecționare a tuturor compartimentelor procesului de învățământ, resurse, personal, colaboratori, parteneriate. Vom retrăi poate tinerețea școlii alături de martorii începutului, dar vom ști să-i aducem printre noi, prin tunelul amintirilor, pe cei ce s-au rătăcit în recele nemilos al zărilor. Ei rămân aici, în școala lor, în orice anotimp ce a fost ori va să fie. Vom păși pragul spre noi vârste ale școlii noastre, convinși că ea nu are amintiri decât în măsura în care are tot atâtea visuri ca la începuturi. În final, îmi alătur glasul tuturor celor care la ceas de sărbătoare se bucură de tinerețea fără bătrânețe a acestui spațiu, lăcaș al vieții noastre și al celor ce vor veni după noi. La mulți ani, școala Ioana Grăbiceanu, mereu tânără, după 40 de ani. De la eveniment nu au lipsit foștii elevi ai școlii Ioana Grăbiceanu, cunoscută în trecut sub numele de școala numărul 6. Absolvenții, actualmente personalități marcante ale orașului, și-au amintit cu plăcere primele emoții trăite pe băncile școlii Ioana Grăbiceanu din Alba Iulia. După cum se vede alături de mine, se află Ioana Bogățan. Uite, școala Ioana Grăbiceanu a dat foarte multe personalități orașului nostru, personalități care au ales să își continue meseria chiar aici în orașul nostru. Bine te-am găsit într-o școală în care tu pășeai probabil acum foarte mulți ani. Ce emoții ai simțit la momentul respectiv și acum la împlinirea 40 de ani și ce te reține să vii, de fapt, să te reîntorci în această școală? Mă încearcă nu numai emoții, ci și bucurie și onoare, pentru că cei care mi-au fost profesori și-au adus aminte de mine și m-au chemat la această aniversare. Într-adevăr, am ales să rămân în Alba, parcă am simțit de când am fost copil că Alba este un oraș de viitor în care pot să-mi pun și eu amprenta, cel puțin pe zona aceasta de cultură, dacă pot să spun așa. Au fost niște ani frumoși, nu am fost eu cel mai model elev, dacă pot să spun așa, dar nici unul foarte rebel, pentru că eram fată, dar în orice caz pot să fac o glumă. Învățătoarea mea, doamna Biriș, a fost și învățătoarea surorii mele, Claudia, și ea a trecut prin această școală, dar ea este medic la București, și spuneam mamei mele, măi Silvia, parcă fetele astea nu sunt surori, în sensul că ea era tot timpul cu coroniță, eu nu eram chiar așa un elev de nota 10, dar un elev care în final a știut ceea ce vrea, a fost susținut de familie și iată că am reușit să fac ceea ce îmi place, să rămân în Alba și să pot să vin la această aniversare frumoasă.
Vorbeai de doamna învățătoare. Acum te-aș ruga să-mi spui probabil câțiva profesori din ciclul gimnazial care te-au marcat, să spunem, sau care ți-au rămas așa în amintire cu timpul. Este clar că învățătorul îți rămâne minte. Sunt primii pași, atunci vezi liniuțele, înveți să scrii mama și de asta am spus doamna Biriș, care a fost învățătoarea mea. În rest, n-aș vrea să nominalizez neapărat pe cineva, pentru că n-aș dori cineva să se supere. Știu că aveți foarte mult telespectatori, dar mi-a rămas în minte doamna Cioflică, cu care făceam limba engleză și cred că, în general, datorită profesorilor iubește o materie și eu am ajuns să iubesc engleza datorită doamnei Cioflică. În rest, n-aș vrea să spun prea multe nume, pentru că, uite, și pe domnul Cărpinișană l-am lângă mine, care ne-a fost profesor și acum este, nu știu dacă mai este chiar director, sau cel puțin a fost ani de zile, și cu fata dânsului am fost chiar colege de bancă. Te-am întrebat acest lucru pentru că știu că lucrez tot cu copii, nu în foarte mult direct, adică să-i formez, dar există o relație în tot ceea ce faci tu la Teatrul Prichindel. Oare a fost o inspirație pornind de la această relație foarte bună pe care ai avut-o în școală cu profesori, o relație de prietenie chiar la un moment dat, să spunem? Nu știu dacă a fost o inspirație, cert este că noi ne împăcăm bine cu toate școlile, normal chiar și cu școala numărul 6, și de aici vin foarte mulți copii, viitorii spectatori ai orașului nostru și de la alte școli vin, și cred că întotdeauna au avut o relație bună cu toată lumea din jurul meu și mai ales cu profesorii, care trebuie să fie de acord ca în anumite ore ale zilei copiii să poată să vină la noi la teatru, unde și noi cred că putem să spunem că facem un fel de educație cu copiii, învățăm foarte multe lucruri, poveștile noastre au foarte multe tâlcuri, foarte multe lucruri care pot să-i ajute pe copii, de ce nu chiar în luarea unor decizii, să știe să separe binele de răul, să știe cum trebuie să reacționeze și chiar cum trebuie să se comporte într-o sală de spectacol, pentru că este foarte important. Vreau să pierd ocazia și să vă spun și dumneavoastră la mulți ani întregului colectiv a Teatrului Prichindel. Da, vă mulțumesc frumos. Într-adevăr, dacă tot e vorba de aniversări, și eu în primul rând doresc la mulți ani acestei școli și să aibă cât mai mulți copii foarte, foarte buni la învățătură. Dar așa cum ați spus, și Teatrul de Păpuși Prichindel împlinește anul acesta 60 de ani și vă aștept în weekend, sâmbătă și duminică, în Piața Cetății, să sărbătorim așa cum se cuvine acest teatru care, iată, că a ajuns la vârsta de 60 de ani. Mulțumim, la cât mai mulți ani. Doamne ajută. Actualmente profesor universitar, domnule Ioan Schiau, văd că reveniți acum la împlinirea 40 de ani în școala în care ați pășit pentru prima dată și v-ați format ca atare, presupun. Mărturisesc că am primit cu emoție invitația la aniversarea de 40 de ani. Îmi dau seama că au trecut 20 și ceva de ani de când am terminat eu. Emoția este aceeași pe coridoarele școlii. Mă bucur că mulți dintre profesorii pe care i-am avut sunt prezenți astăzi și pot să-i felicit la acest aniversar și să le spun că îi aștept și la jubileu sau aștept o invitație și la jubileul școlii. Aș vrea să-mi amintești câțiva dintre profesorii care ți-au marcat, probabil, ție educația, care te-au format ca atare. Și cei de față, doamna dirigintă Morar, care ne-a îndrumat timp de 4 ani de zile, doamna Bădescu, de la care ne-am format o cultură muzicală universală, dar și cei care nu mai sunt astăzi printre noi, domn profesor Ciugudean, de la care am preluat tainele fizicii și așa mai departe. De aici ai primit probabil primele inspirații cam ce vrea să urmezi în carieră. Te-a inspirat vreunul din profesori? Ți-a fost model pe mai departe? Am terminat în ultima generație anterevoluționară și rețin și acum ceea ce ne s-a spus la o oră de matematică, când ni s-a dat o anumită problemă spre rezolvare și suna cam așa: haideți copii să văd cine poate rezolva această problemă, să se facă inginer. Dar un inginer care face ce crede el și nu ce spune un prost. Vă spun că era înainte de Revoluție, faza ne-a marcat, n-am ajuns inginer, dar am făcut întotdeauna ceea ce ne-am propus. Adevărate modele, cam ce crezi că ar trebui să realizeze un elev care se află acum pe băncile școlii, cam ce modele i-ai recomanda să urmeze în viață? Din păcate, modelele autentice, precum profesorii, medici sau alte categorii sociale, nu mai sunt de actualitate. Din bucurie, încă la gimnaziu modelele astea se rețin și pot fi valorificate cu succes. Deci profesorii cu care lucrează la clasă pot fi veritabile modele pentru activitatea ulterioară. Ai întâlnit foști colegi? Ai reușit să mai ții legătura cu foști colegi din școala generală? Cu mulți, în special cu cei care sunt în Alba, mai puțin cu cei care au plecat în toate cele 4 colțuri ale lui. Mulțumesc pentru interviu, sper să ne revedem, așa cum spuneai, la un jubileu. Da, mulțumesc!
Cu o deosebită emoție ne-au întâmpinat și actualii profesori ai școlii Iona Gribiceanu din Alba Iulia, dascăl care au reușit de-a lungul anilor să mențină instituția de învățământ în topul celor mai bune școli din județ, iar noi am încercat să stăm de vorbă cu domnul Andron Nicolae, unul dintre cei mai iubiți profesori ai școlii. Astăzi se scrie o nouă filă în istoria acestei instituții de învățământ. Școala Iona Gârbiceanu a împlinit 40 de ani. Ce simțiți dumneavoastră ca și profesor de istorie? Indiferent că sunt de istorie sau de o altă materie, simt o mare bucurie. Mă bucură bucuria acestei școli, fac parte integrantă din această bucurie și aș vrea să spun să încep cu o vorbă dragă mie. Viața este un fel de continuare a școlii, dar fără profesori. Aici astăzi ne întâlnim foști absolvenți, profesori, colegi, invitați, o mulțime de oameni care au venit cu o dragoste, cu mare bucurie, cu o iubire deosebită pentru această școală fostă numărul 6, actualmente Iona Gârbiceanu. Sigur, mă copleșește și pe mine emoția, această trăire deosebită care trebuie să existe și există cu siguranță între noi, în interiorul nostru și care este un mic motoraș al progresului uman, să spun așa. În decursul anilor, presupun că ați prins foarte multe schimbări în ceea ce privește modul de predare, în ceea ce privește efectiv structura școlii. Care au fost cele mai bune din punctul dumneavoastră de vedere schimbări sau modificări? V-a făcut să fiți mult mai aproape de elevi? S-au transformat multe în decursul anilor, să spunem, în general? Personal am prins, am 32 de ani de carieră. Nu mulți și nu puțini, numai bine cum sunt. Sigur, schimbări radicale, modificări au loc permanent. Aș zice, cum spunea Hesse, că nu există reformă structurală de amploare. Ea există în fiecare zi datorită modificărilor, aș zice, cotidiene care au loc. Revoluția de la 1989 a prins școala noastră, așa cum se știe, într-un moment de cumpănă. Suntem și astăzi într-un progres evident, școala noastră arată bine, foarte bine, de la mijloacele de învățământ și până la metodele acestea centrate pe elevi, care sunt benefice. Ceea ce aș putea spune în concluzie, elevul trebuie să fie în centrul atenției școlii românești de astăzi. Noi, slujitorii școlii, să-i ajutăm, să-i sprijinim, să le facem o viață de școlar frumoasă. Schimbări radicale, vedeți, de la nivel de vârf tot se încearcă implementarea unora și altora. Noi le trăim în fiecare zi, ne izbim de ele și credem că vom fi învingători până la urma urmei. Emoția frumoasei aniversării a fost trăită și de elevii școlii care au oferit un scurt moment artistic celor prezenți în sala profesorală. La Brud, la Bucium Sașa, unde ți-ai purtat apostolești țipași, mulții apusând le vor răspunde viacurilor dumitale de urmași. Domnule părinte de la țară, patriarh al slovelor de jar, licean modest, odinioară, într-un blaj solemn și milenar, ți-or găsi mereu cuvinte bune, cei al căror ser ai fost mereu, glasul tău din cer să le răsune, împricesne către Dumnezeu. Printre ei, cu soarta ei întreagă, să-ți sărute dreapta cuvios, mult bagiocurită feteleagă, luminând cu sufletul frumos. Domnule părinte, îngăduiește, ruga mea la dumneavoastră altar, binecuvântează rămânește,
oamenii acestui sfânt pătar. Manifestările dedicate acestei sărbători au culminat joi la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde a avut loc și un spectacol omagial oferit de elevii școlii cu clasele 1-8 Iona Gârbiceanu din Alba Iulia. Pe finalul emisiunii, vă las în ambianța plăcută a spectacolului, iar până săptămâna viitoare aștept sugestiile voastre pe adresa de e-mail carmen.siminic@albatv.ro. La revedere! Șoptim